Bună ziua! A început sezonul produselor locale. Luna iunie este considerată și luna lui Cireșar și avem din plin primele căpșuni, castraveți, roșii și alte bunătăți. Noi am venit la piață să analizăm prețurile și calitatea produselor. Să vedem care sunt prețurile. Dacă la început căpșunile erau 70-65, acum sunt și cu 22-30-30. Vedem cartofi 20-15, roșii 25-30, castraveți 30-25, vânătă 45, ardei 50. Vedem ceapă verde 20-25. Castraveți 40, cartofi noi. Ceapa 30-25. Băstănei 10. Morcovul 20 de lei. Varză 9 lei. Avem foarte multe plante acum. Verzi, salată, mărar, pătrunjel, busuioc, rucola. Toate sunt la 10-5 lei. Primele cartofi. Vreau și eu cartofi cu mărar. Bună ziua! Se poate un kilogram de cartofi. De unde sunt cartofii? De la Hârtopul Mare, Criuleni. Ah, din Criuleni. Putem așa un kilogram mici pentru cartofi cu mărar. Sunt bune? Numai bune. Da. Dar care e rețeta cu cartofi cu mărar? Cartofi se fierb cu mărar sau se cop? Se fierb. Se fierb. Mai gustoase. Da. Așa. Și mazăre, vă rog. Mazăre. La cât mazăre? Tot așa. Puneți de 30 de lei. Prima cumpărătură la noastră. Sper să-mi, da, să-mi meargă. Doamne ajute, da. 30 și cu 15. Așa, mazăre și cartofi, 55 de lei. Rămâne untul, mărărașul. Da. Da. Și usturoi se pune? Nu, fără. Nu, fără usturoi. Bine. Bună ziua, poți să gustăm un castraveti? Poate gustați surpresa, așa se simți mirosul mai bine. Așa? Dar de unde sunt castraveții? După sare vechi. După sare vechi. Da. Așa. Castraveți la după sare vechi, dacă vrem să cumpărăm, trebuie să gustăm, da? Ne dați voi. Da, așa. Azi au fost culeși. Ca seara azi primis. Dimineață, da, culeși. Da, seara, trebuie dimineață. Sunt buni. Puneți un kilogram. Puneți și roșii de 20 de lei, vă rog. Jumătate de kilogram. Mișcățele mijlocii, cărbă. Mijlocii, așa. Mijlocii, da, bine. Castraveți, 30 de lei kilogramul și 20 roșii. Da. Și 20 roșii. Trebuie să vă dau... 50. 50. Haideți să cumpăr ceapă verde. 80 de lei kilogramul. Ceapă verde, 80 de lei kilogramul. Dar și așa e de scump. Nu e scump. Așa, bine, dar puneți... Pot să-mi aleg eu? Așa. Ceapă verde, 80 de lei kilogramul, 13 lei. Mai scot 100 de lei. Lăsați așa, frumos. Mulțumesc. Ridichea cât costă? Ridichea 15. 15. Dovlecei 13 lei, ardei capia 63, roșii cât pumnul 42. Bună ziua! Se poate o varză, vă rog? Varza nouă, da? 10 lei kilogram. O varză așa mai medie, mai mică. Acolo aveți mai mică. Varză nouă, 7,50 lei. Deci am cumpărat și varză, m-am pornit cu 200 de lei, acum am 80 de lei. Mergem să vedem ce mai putem cumpăra. Căpșunii de 20, cireșii iată-i cumpăr de 30, jumătate de kilogram, varză am cumpărat, dovlecei de 10 lei kilogram, varză de 9 lei kilogram, ardei dulci de 30 de lei kilogram. Am găsit cât 4-5. Cât mai econom încercat? Da, că abia am primit pensia, dar până la sfârșit mai iese. Prețurile s-au mai ieftinit ca la... Ieftinit, da, da, e cu totul altceva. Vara s-a început iunie, prețurile au coborât în jos față de săptămâna chiar trecut. Prețurile sunt mai ieftine ca la market, la piață? E normal. E normal, prețurile sunt normale. Ce ați cumpărat astăzi? Am cumpărat, ia ca de 50 de lei, am cumpărat de toate. Și un kilogram de cartofi, și căpșună, și
Piepeni. Sunt mulțumită. S-au mai ieftinit prețurile acum? Sigur. Și suntem mulțumiți. Dublecii sunt mai ieftini decât în magazin, de atâta. Dar eu să procur un magazin. Acolo poți să aleg ceea ce îmi trebuie. Dar aici nu-ți dă voie. De atâta prefer mai mult magazin. Restul rar mă ocup cu piața. Fiindcă piața e piața. Da. Știți, vânzătorii nu știu să cași șmecheri la toate și producția îi ți-o dau, nu tu alegi, dar îi ți-o dau. De unde ai căpșunile? De la Soroca. De la Soroca? 30, 22, erau mai scumpe la început. Foarte scumpe erau. Și acum? 70. Pot să gust și eu una? Poftim? Așa, de 30. De 30 de la Soroca. Păi mai e ca una așa gust. O! Nu pe ce, e nu, pe asta. Hai. Eu ți-o dau. Minunat. Puneți un kilogram, vă rog. Ele puneți pe cele mai bune, nu stricate. Cele, dar nu am rele. Nu aveți rele. Cele bune sunt la mine și cele mai gustoase. Sunt la dumneavoastră. Da. Și lumea cumpără căpșuni. Foarte bine cumpără. Pentru ce? Pentru mâncare, dulcețuri? Pentru mâncare, pentru dulceață, pentru campot. Acum să iau și fac campot, că e foarte gustos. 30 de lei kilogramul de la doamna... Natalia. Doamna Natalia, mulțumesc mult. Ați mai cumpărat doar. De lei kilogramul. Cel mai ieftin din piață am găsit cu 30, erau și cu 40, și cu 35, dar au fost și cu 80. Cât au costat cireșele la început de sezon? 60. 450 au fost cireșele. Iar azi găsim și cu 30. Dar cum a 30, da? Așa, aici avem un kilogram, da? De unde sunt cireșele? Așa, cireșe 30 de lei kilogramul din Nisporeni. Mulțumesc frumos! Foarte multe și foarte ieftine azi au fost. Ați prins promoția? Cum s-ar spune, da. Ce avem în pachet? Aici avem și roșii, și castraveți, și ardei gras, și roșii pentru pizze, și salata mea iubită. Cât de des veniți la piață? Apropo, vă două ori pe săptămână precis. Că prefer mai mult proaspăt decât de la market. E mai proaspăt? În primul rând, deja dacă vei, știi vânzătorul. Și ai vânzătorul tău permanent. Câți bani ați cheltuit astăzi? Astăzi? Să-ți spun cinstit, nu mai mult de 200 de lei, dar uite cât am luat. Bravo! Cum vă par prețurile astăzi? Prețurile ca întotdeauna. S-au mai ieftinit sau... Dar la noi este ceva ieftin în țara asta. Cât de des veniți la piață și dacă mergeți la market sau mai des la piață? Mai des la piață ca ce se poate de târguit. Cât ați cheltuit astăzi? Da, eu știu, nu știu, ca vreo 700. Ce ați reușit să cumpărați? Ceapă, castraveți, carne? Castraveți, carne, marari. Pe cât va ajunge? Mă gândesc pe o săptămână. Așa, s-a umplut torbița noastră. Haideți să vedem ce am reușit să cumpărăm de 170 de lei. Începem cu căpșuni 30 de lei kilogramul, ceapă verde 80 de lei kilogramul, cireșe avem, castraveți avem, avem cartofi noi, roșii, varză și... A mazăre care a costat 40 de lei kilogramul, deci comparativ cu săptămânile trecute prețurile s-au mai ieftinit, așa că este accesibil, puteți să veniți să cumpărați din plin produsele noastre autohtone.